Fiul fostului liberal Puiu Diaconescu este noul director al DGSPC Gorj. Laurențiu Diaconescu a câștigat concursul organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici. La concurs a mai înscris și Gheorghe Marius Șerban, care însă nu s-a prezentat la examenul care s-a desfășurat ieri. Laurențiu Diaconescu a primit un punctaj la proba scrisă de 79,2 puncte. De asemenea, la proba interviu, acesta a primit un punctaj de 77,2. Laurențiu Diaconescu a fost director interimar al instituției după ce Dumitru Cotruna și-a prezentat demisia.